viața de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu Dumnezeu întrânsa, Domnului să ne rugăm. Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Ioan, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și oștirea țării, Domnului să ne rugăm. Pentru sârlăcașul acesta, țara aceasta și prin toate orașele și satele cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Mirea văzduhului pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sosenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfânta, curată, abia binecuvântată, măritasă până a noastră, Dumnezeu născătoarea și până la Fecioară Maria, toți Sfinții s-au pomenit. Lui Hristos, Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, în vecilor.